Evenimentul de la sediul din debarcadere al UCB Târgu Jiu a reunit reprezentanții tuturor universităților membre ale Alianței, precum și oficialii locali și naționali. Agenda întâlnirii a inclus prezentări despre proiectele actuale ale Alianței, discuții despre viitoarele colaborări și planuri strategice pentru dezvoltarea academică și de cercetare. Scopul principal al Alianței este de a dezvolta programe academice inovative și de a facilita mobilitatea studenților și a cadrelor didactice. Pentru prima dată în istoria universității, noi suntem parte a unei alianțe europene de universități. Am câștigat, în trecut vă vorbisem despre aplicația pe care am depus-o la Comisia Europeană pentru a finanța acest proiect care încurajează alianțele europene de universități. Acum putem să spunem cu certitudine că suntem câștigătorii acestui proiect și astăzi sunt prezenți aici reprezentanți din 9 universități, cu noi 9, deci 8 universități din Europa și-au trimis astăzi reprezentanți la cel mai înalt nivel, rectori sau prorectori sau președinți de universități, pentru că alte universități nu au rectori, au președinți de universități, dar și reprezentanți din universități de la departamentele de relații internaționale, tocmai pentru a marca startul acestui proiect. Noi am primit rezultatele acum o săptămână și știm că suntem câștigători și întâlnirea de astăzi marchează startul acestui proiect și este o întâlnire de lucru în care noi vom discuta despre cum vom implementa în următorii 4 ani acest proiect care este extrem de important pentru noi. Este pentru prima dată când suntem parte a unei alianțe europene și nu este important doar pentru universitatea noastră, este foarte important pentru țara noastră. Participarea UCB Târgu Jiu la această alianță reprezintă o recunoaștere a eforturilor sale continue de a se alinia la standardele internaționale de excelență academică. Inițiatorul acestui proiect este o universitate politehnică din Portugalia, iar președintele a fost prezent la eveniment. Inițiatorii proiectului au fost, inițiatorul proiectului sau inițiatoarea, mai corect, este Universitatea Politehnică din Santarém, din Portugalia, reprezentată la cel mai înalt nivel de președintele Universității Santarém. Ei nu au rector, au președinte de universitate. Prima întâlnire a Alianței Europene de Universități la Târgu Jiu marchează un moment important pentru Universitatea Constantin Brâncuș și pentru întreaga comunitate academică locală.